Sănătate tuturora! Astăzi este 29 iunie și am hotărât să filmez un jurnal de levadă, să vedem cum a evoluat pomii noștri. Aici avem un măr care se coace de grabă în luna august și aștept cu nerăbdare să se coacă. Sunt foarte gustoase. Soiul nu mai știu exact care este, că am cumpărat mai mulți pomi odată de la pepiniera Istrița. Dar anul acesta m-am apucat de jurnal de levadă și cu siguranță voi afla ce soi este. Aici aveam un vișin care l-am cules. Aici avem mai mulți mieri care n-au rodit anul acesta. Aici avem un golden. Și aici avem aronia, care în fiecare an rodește. Deja începe să se coacă. Oricum, abia în septembrie, octombrie o să fie coapte bine. Dar în fiecare an rodește și nu am nicio problemă cu ea. N-a avut boli, nu a avut dăunători, nu am probleme. Aici mai avem câțiva meri, aici avem rândul de pere. La mine perii nu merg prea bine, dar trebuie să fac totuși o analiză la sos, le mai adaug îngrășământ natural. Aici mai avem niște meri care tot așa nu au rodit anul acesta, dar așteptăm anul următor ca să ne bucure cu multă roadă. Aici avem cătina, care tot a fost afectată de îngheț. Deci am reușit să filmez un pui de greier. Cred că este greier, după cum arată. Micuțul s-a pierdut de mama lui, probabil. Aici avem soc. Am făcut socată. Anul acesta a fost impresionant de gust. Până acum n-am băut, dar vă recomand. Și acum aștept să mâncăm fructele de soc. Când s-o coace, să vedem cum sunt, pentru că până acum nu am mâncat. Aici avem un cireș mai târziu, care abia acum s-a copt. Astăzi o să încerc să mai culeg din ele. E un cireș care se coace acum, la sfârșit de iunie, început de iulie. Și sunt bucuros că am soier mai târziu. Și mă pot bucura o perioadă mai lungă de cireșe. Deja s-au copt, nu le-am stropit și au și oaspeți neinvitați, dar alegem, vedem care sunt bune. Aici avem agriș, care a rodit extrem de bine anul acesta, cu tot cu îngheț. Ramurile sunt aproape că deformate de atâta roadă, că eu tot am mai mâncat, am mai adunat. Tot este o plantă nepretențioasă, a crescut destul de bine, nu am avut probleme. Rodește în fiecare an destul de bine. Vă recomand să vă plantați. Și aici avem murul Merton. Și văd că este plin de roadă. Ploile din acest an ne-a ajutat foarte mult ca să se dezvolte bine. Și acum a mai rămas o săptămână, probabil de așteptat. Vedeți, lăstarii au crescut destul de bine anul acesta din cauza ploilor. Acești lăstari vor produce roada de anul viitor. Aici avem o tufă de coacă simplu. Am observat că din prea multă umezeală au început să se crăpe, sunt destul de sensibile la umezeală, la prea multă umezeală. Dar mie îmi plac foarte mult, sunt foarte gustoase. Dar nu se dezvoltă așa bine, tot nu-i place solul. Și aici avem tufele de iosta, practic, care le-am cules
o dată destul de bine. Tot sunt foarte gustoase, încrucișarea între agriș și coacăz. Sunt mai mășcate ca coacăza și foarte, foarte gustoase. Aici am un atac la coacăz. Omizile se fac treaba lor, vreau să mănânce, dar noi vrem să mâncăm și noi. Aici avem un pui de la Mur, Merton. A avut foarte mulți puieți, dar am lăsat câțiva puieți ca să-i mulțesc. Și aici avem copacul care se coace foarte târziu. Mușmonul. Fructele care le adunăm ultimele din livadă. Până ce se dezvoltă bine. Și aici avem ginkgo biloba, care am plantat-o anul acesta. Văd că crește destul de bine, arată bine. Am mai udat-o înainte de a începe ploile. Acum au fost ploi și s-a dezvoltat bine. Aici avem cornul. A crescut bineșor, dar văd că nu-i place căldura. Și aici avem un singur piersic care are persice. A rezistat înghețului. Cred că acest soi este foarte bun pentru a altoi, deoarece a rezistat bine la îngheț și probabil că este foarte bun. Și caisele trebuie căutate foarte bine, sunt foarte rare. Dar sperăm că anul acesta pomii s-au odihnit destul de bine și la anul vor rodi foarte bine. Aici avem vișinul și cireșul. Aici avem pișnul tarină, care l-am cules, am făcut dulceață, compot. Un soi foarte bun. A rezistat foarte bine la îngheț. Aici avem un măr tot așa timpuriu, în luna august se coace. Nu are așa multe mere, dar vom avea de mâncare. Oricum, mai târziu am să fac o analiză pentru a afla soiul acestor pomi. Că o parte din pomi am cumpărat și nu mi-am scris denumirea soiului. Aici avem un pom care a rodit extrem de bine. Măr de la pepiniera Zamfira. Sunt mulțumit de el. Până ce avem apă destulă și se dezvoltă bine. Aici avem gutuile Champions, care sunt destul de rare. Dar tot așa mă bucur că pomii au un an de odihnă și la anul sper să rodească bine. Și aici avem tufa de goji, care a început să coacă. Avem primele goji coapte. Așa arată ele. Sunt foarte bune. Conțin foarte multă vitamina C. Să le mâncăm cu plăcere. Și aici avem o tufă de struguri Moldova. Un soi foarte bun care se coace un pic mai târziu, dar o să așteptăm să se coacă, să le vedem cum arată. Aici este scara, am adunat cireșele. Aici avem un cireș George, care o să coacă luna viitoare, la mijlocul iulie. Să vedem până ce are umezeală, dar are foarte, foarte multe cireșe. A rodit foarte bine și
e destul de greu să le ducă, dar nu le-am rărit. Sper să le coacă și să ne bucurăm de cireșe. Aici avem zmeură simplă, care a început și ea să se coacă treptat. Aici avem nucul de 20 de ani, un nuc care în fiecare an ne bucură cu nuci pentru cozonac și prăjituri. Desigur, trebuie mâncate și în proaspete, în stare proaspătă. Aici avem un gutui simplu, nealtoit, care are mai mult rod. Nu se fac așa mașcate, dar sunt aromate, gustoase. Aici avem alunul și aici avem pomul nostru minunat, care anul acesta n-a înghețat. În fiecare an înghețat, dar anul acesta n-a înghețat. Și o să avem mai multe fructe de mâncat. Aici vreau să vă arăt câteva roșii cum se dezvoltă anul acesta. Au întârziat probabil cu o săptămână, două, din cauza frigului din luna mai. Dar noi avem răbdare și o așteptăm să se coacă. Vă doresc multă sănătate și să aveți grijă de voi, numai bine!